Salutare, salutare! Vreau să vorbim un pic despre incidentul de la Iași, da, de ziua Micii Uniri, atunci când domnul George Simion a fost stropit cu cerneală. Dar mă apucasem să fac chestia asta, să vorbesc despre treaba asta, în videoclipul anterior, pe care vă invit de altfel să-l și urmăriți, da, în care am dezbătut 40 de minute problema doamnei Rebecca de la Iași, cunoscută pe numele din buletin Alexandru Meșteru, vicepreședinte USR Diaspora. Da? Acest domn Marica, dar cu prosop nu alb, ci roz și cu tanga pe dedesubt. Eu presupun că domnul Marica nu avea și dânsul tanga sub celebru prosop, probabil că avea ranga, nu tanga. Și am spus, hai totuși să le separăm. Video-ul ăla rămâne, da? Rămâne despre doamna Meșteru și în video asta hai să vorbim despre prostovanul ăla, hashtag-ispul ăla tânăr, da? Și ce a încercat el să facă, cum i-a ieșit și cum i s-a spart totul în față. Bine? Nu, nici măcar n-are sens să vă pun imaginile. Tot ce-i de remarcat, presupun că toată lumea care se uită la acest videoclip a văzut și secundele alea din, de la Iași, da? Cu George Simion fiind stropit, da? Și probabil toți au fost șocați. Dom'le, am spus, ăsta e stropitor profesionist. Deci, cum a venit el ca o umbră din spate? Cum era perfect mascat? Deci cu gluga aia neagră, cu mască neagră trasă pe ochi, o treabă de asta. Deci știți cum arăta? Arăta ca Iohannis la schi. Dacă știți celebrele imagini când Iohannis era pe pârtie, da? Și între timp ardea spitalul, parcă Balșu, sper că nu greșesc, da. Se întâmpla acum un an, parcă prin februarie. Deci fix așa arăta. Cum s-a apropiat, nu oricum, ci în stil userist, pe la spate, da, domne, curajosul a venit pe la spate, a aruncat cu cerneala, băi, mișcare fluidă, a aruncat, s-a întors, nici nu se terminase aruncarea și s-a topit. S-a topit, frate. Deci, ce e noaptea ca hoții? Ăsta o face noaptea ca hoții? În plină zi mă mâncați așa, bă, băiatule, de se vedea calculul, premeditarea, da? Eu n-am crezut că, mă mir cum a fost prins, dar o să aflăm acum în video ăsta, o să analizăm puțin și aspectul ăsta. Deci, până una alta, trebuie să remarcăm că useriștii se pricep la infracțiuni, da? Deci ăsta este un penal talentat, da? Asta este o infracțiune ce a făcut respectivul. Evident că nu este o infracțiune gravă. De altfel, George Simion a și marcat puncte prin faptul că nu a făcut nicio criză. Dacă mai știți un alt caz de stropeală, dar la o scară mai mică, da? Când Oana Lovin a stropit cu apă din sticlă, da? Apă îmbuteliată, nu luată dintr-un canal, da? A stropit un youtuber destul de cunoscut și ăla a făcut plângere la parchet, a spus că i-a fost pusă în pericol viața dacă a făcut carcalacă. Da? George Simion, o să vedem cum a reacționat, da? Și cum a procedat ulterior, da? Poate a făcut și asta o criză, tătărăsc în justiție, îți fac plângere la parchet, da? Plângerea la parchet e gratis, tu faci și sper că poate pică ceva, da? Ok, cel puțin așa procedează unii. Și hai să vedem, deci trecem peste video. Da, deci hai să vedem. Ziarul de Iași.ro și citesc despre, de pe acest site, pentru că ei sunt sursa originală, da? Hai să ne apucăm de treabă. Numai puțin. Titlul este L-am găsit pe domnul Cerneală. Un interviu exclusiv cu atacatorul, între ghilimele, din Piața Aurierii. Corect. Ghilimele sunt totuși bine puse, da? Și hai să vedem... Măi, nu-mi place cum prezintă ăștia. Dar
hai să spicuim așa, ia să vedem. Ce zice el? A folosit cerneală pentru că o avea la îndemână. Activitatea soției lui implica utilizarea acestei substanțe. Ce explicație, bă, băiatule! Așa, a venit în Piața Unirii cu un gând premeditat, dar nu era sigur dacă îl va duce la capăt. Corect, corect ce spune, pentru că omul a pândit, ăsta este termenul, și a așteptat să vadă dacă îi se ivește ocazia. Nu voia să riște, dacă era împresurat între oameni, din față să-i toarne, eventual să-și ia un cap în gură de la domnul Simeon. N-a vrut să riște, a vrut să lucreze curat. Da? Ok, așa. Cerneala o aveam la mine, dar nu am vrut neapărat să o utilizez. Acest lucru s-a întâmplat după discurs, a declarat tânărul. Apropo, cum îl prezintă ăștia? Hai să ne uităm și la prezentare. Bărbatul are 32 de ani și lucrează ca inginer într-o cunoscută campanie multinațională. Am spus, bă, puncte în plus, băiatul este inginer. Da, pe urmă am văzut pe alte site-uri, da, deci mi se părea ciudat, bă, hashtag-iști ăștia, o seriști ăștia scam dobitoși, mă, să fie inginer, nu cred. Mi s-a părut ciudat. Ce am văzut promo pe alte site-uri? Sistem inginer. Păi zi tata așa, ăsta nu inginer, bă, e IT-ist. Bă, nebunilor de la ziarul de Iași.ro și alți marța foi, cred că și ăștia, să verific, și ăștia de la Hoyt News, da, și ei. Cred că și ei au preluat prostia asta cu inginer de la multinațională. În fine, continuăm pe ziarul de Iași. Așa, o să mă duc pe părțile bolduite, da? El a respins orice asociere cu George Simion, cu AUR sau cu orice alt partid politic. O, nu mai spune, nu mai spune. Un om politic, fără preferințe politice, ce să vezi, se duce și atacă un om politic, pe bune. Uite, mă, cum se văd oamenii când min, mă. Zi, frate, că am simpatiile mele politice și în niciun caz acestea nu sunt alături de domnul Simion și de partidul AUR. Zi, tata, așa. Nu minți. Bun. Așa. Nu am nicio înțelegere cu George Simion, nu am nicio legătură cu AUR sau cu el. Dimpotrivă, am idei bine întărite și nu sunt de acord cu modul în care ei se manifestă. Nu sunt înscris în niciun partid. A completat tânăr? Da, corect. Nici eu nu sunt înscris în niciun partid. Ce să vezi, dar tot am preferințe politice, am antipatii politice. Așa. A precizat că l-au deranjat mesajele populiste și ura. Deci în același cuvânt, că e cu ghilmele, mesajele populiste și ura, da? Deci, practic, alăturat sunt două chestii total diferite. Mesajele populiste sunt mesaje populiste, să fie bine, să nu fie rău, și mesajele de ură sunt mesajele gen să desființăm un partid politic, știți voi, care, da, să scoatem în afara legii, ciuma roșie, astea sunt ură, hate, da? Nu au legătură între ele, pe care Simion le promovează prin discursurile sale publice. Au fost mesaje care m-au determinat să fac acest pas. A spus Lucian H. Alte surse îi dau numele întreg băiatului ca să-și ia și carne la frigidere pe Facebook. Nu în ultimul rând, bărbatul a catalogat AUR drept un partid extremist. Și la chestia asta, George Simion a răspuns. Asta este o gândire tipic useristă. Deci vedeți că și George Simion a mirosit, da, de unde vine manevra și înțeleg că au fost manipulați de propaganda marxisto-globalistă. Asta a fost replica lui George Simion. Și da, parcă știu și eu, parcă l-am auzit și pe domnul YouTuber cu nume de gură de câine, da? Așa, când spunea ceva de genul că să vedeți, oameni buni, mâine nu o să se desfășoare lucrurile cum crede AUR, cum crede George Simion. Da? O să vedeți că oamenii o să ia atitudine. A spus ceva în sensul ăsta. Deci,
el s-a ferit să facă ceea ce se numește instigare la, nu știu, violență, la ce, da, la infracțiune, ci a spus ceva de genul, o să vedeți voi, deci a sugerat, le-a implantat în mintea urmăritorilor ideea asta, da? Și unii poate erau din Iași, poate l-au auzit și au spus, băi, să nu ne dezamăgim idolul de pe YouTube, da? Așa și au acționat în consecință, nu? Bun, e posibil. Și parcă și domnul Iulian Bulai, parcă și dânsul a spus ceva, dar cred că a spus ceva cu aruncați cu ouă, deci e clar, nu l-a ascultat moldoveanul ăsta, da, hashtagisul ăsta nu l-a ascultat Bulai, ori poate așa s-a gândit, el nu contează. Tânărul și-a arătat dezamăgirea legată de faptul că mass media nu au relatat și momentele de după incident. Hai să vedem. După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo. Deci cum spune el, mă? Am încercat să plec de acolo. Da, de parcă ar fi spus, bună ziua, bună ziua, la revedere, am niște treabă și a plecat. Nu, băiețaș, ai încercat să o ștergi englezește, da? Ai încercat să te fofilezi, micule infractor. Asta ai făcut tu. Ai încercat să fugi de mâna lungă a legii. Numai că surpriză. Așa? Am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ și lovit de mai multe persoane. Aceste persoane fiind, bineînțeles, din grupul AUR. Băiatule, ai fost imobilizat. E o procedură pe care o patrioții de la AUR, da, o pun în aplicare când au de-a face cu infractori. Da? Penali, dragule. Așa. Din câte am înțeles de la poliție, de la audiere, acele persoane erau din București. Bravo lor, a? Nu le dădeai tu voie în Iași? N-aveau voie în Iași. Dacă erau din București, nu, n-aveau voie. E, trebuia să fie oprit la barieră, mă, sau ce? A? Bun. Am fost lovit în cap și în coaste. N-ai fost în stomac și în ficat? A? Cum spunea un jurnalist, pseudo-jurnalist, youtuber celebru, mă doare ficatul și stomacul. Am încheiat citatul, dar tu ai fost în cap și în coaste. Mi-au tras masca, urât! Bă, ți-au tras masca să te identifice, bă, băiatule, bă! Căma tale, te ascundeai, practic erai cu cagula, mă, băiatule, mă! Ca un infractor versat, bă, băiatule, bă! Mi-au dat jos geaca și gluga, moment în care am cerut ajutorul poliției. Deci cum? Că în timp ce ea te dezbrăcau, pac, te împachetau, scărau, nu? Ai luat telefonul și ai sunat la 112. Sau cum ai făcut? Sau... m-am prins. Tu aveai o jenă să chem poliția, fiind un infractor, însă când s-a îngroșat gluma... A început să chiț, chiț, piu, piu, miau, miau. Îți era frică că te aranjează patrioții de la AUR. Ai spus, nu mai scap viu din mâinile ăstora. Mai bine mă predau poliției. Da, și eu m-am întrebat, stai puțin, de ce ai așteptat să-ți tragă ea masca, blugii, să-ți rupă coastele și așa? Și abia pe urmă ai chemat poliția și ai striga, help. Da asta, mă, da asta. Poliția m-a ajutat și m-a scos din mulțimea respectivă. Dacă nu ceream ajutorul poliției, iar dacă polițiștii nu ar fi intervenit, cu siguranță acei indivizi mă lăsau la pământ și m-ar fi linșat. Aveau o agresivitate ieșită din comun, a spus bărbatul. Repet, da, e treabă de linșaj aici, așa? Deci, cum a spus, cu linșajul și cine mai zicea, domne, că e linșat? Deci, domnul Alexandru Meșteru, Rebecca de la Iași, într-un mesaj scris Oanei Lovin, da? Hai, Oana, te-ai supărat că nu am făcut cafeaua aia bună? Citesc din domnul Meșteru, din Rebecca. Exceptând asta, nu au scris nici de faptul că m-au linșat cei doi câteva săptămâni bune până să iasă în presă. Deci, toți useriști ăștia, domnule, sunt linșați. Sau le este teamă de linșaj.
Deci, bă, eu cred că ăștia de la USR ar trebui să schimbe denumirea, dar să nu fie USR, ci USL, culmea, nu USL-ul la care vă gândiți, ci Uniunea Salvați Linșații. Eu așa cred că ar trebui să denumească ăștia. De altfel sunt niște linșatori. Profesioniști, dacă mă îngăduiți expresia. Da, așa. Da, nu știu de unde știe că ei aveau o agresivitate ieșită din comun, dar nici nu știu la ce se aștepta, da? Să intre într-un grup de oameni, să le atace liderul și pe urmă gândiți-vă că ea poate nici nu știau cu ce au aruncat. Poate a aruncat cu acid, cu vitriol, muică. De altfel am văzut niște opinii foarte jurnalistice, dar mai mult youtuberistice, da? Care chiar spuneau unii că bă, nu, că dacă a aruncat doar cu cerneală, nu înseamnă că este tocmit de Simion ca să se victimizeze. O prostie ordinară. Proști, mă, nu știu cum să o facă ăștia, trebuie să manipuleze tot timpul. Și știți la cine mă refer. Așa. Totuși, Tinerul a precizat că nu a depus plângere împotriva persoanelor despre care spune că l-au agresat. Nu vreau să-mi complic viața, a susținut acesta. Evident, nu, că probabil la IML n-ar fi reieșit nici un linșaj. L-au tăvălit ăia puțin. I-au rupt fâșul. Asta e tot ce s-a întâmplat. Se ducea la IML cu fâșul rupt la cusătură. Ce face? Așa. După incident, polițiștii l-au interogat pe bărbat în holul hotelului Unirea. Nu-i drăguț? Așa. Și ulterior, timp de aproape 3 ore, la secția de poliție, da, acolo unde este locul infractorilor. Așa. Mi se pare corect amenda pe care am primit-o, este o amendă contravențională, a spus tânărul, da, observați, exact ca domnul Câțu, da, când a fost prins cu infracțiunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice, da, în zigzag, cu ochii injectați și umezi, primul lucru pe care l-a luat în brațe e că, domne, e o contravenție, da, am făcut niște pușcărie, dar nu e contravenție, că se știe, contravenția se pedepsește cu pușcherie. Da? Domnul Cățu a primit pușcărie 2 zile, să ne înțelegem. Nu a fost arest preventiv, ci a făcut arest preventiv ceva de genul 2 zile, după care judecătorul cel drept i-a dat 2 zile de pușcărie, da, și a spus în contul ălora pe care le-a executat deja, dar închidem paranteză. Regretă gestul? Reporterul a insistat cu această întrebare, reporterul ZDI, deci nici măcar nu citesc de la sursa care trebuie. Of, îmi cer scuze de la dumnii de la ZDI. Iar bărbatul a precizat că îi pare rău doar pentru situația creată după incidentul în sine. Deci nu îmi pare rău, nu îmi pare rău că am dat cu cerneală, ci îmi pare rău că m-au călărit useriștii. Mi-au dat jos geaca, mi-au rupt fâșul. Da. Sincer, îmi pare rău la ceea ce s-a ajuns, la ceea ce s-a difuzat la TV și în mass media. În primul rând, mi-am pus familia, prietenii în niște situații neplăcute. Dacă m-aș mai fi gândit că ar putea să se ajungă aici, probabil nu m-aș fi complicat cu această acțiune. Infracțiune, bă! Nu acțiune! A declarat Lucian H. Da? Cu H îl cheamă pe băiat. Îl văd aici în poză, cu organul, este alături de soția lui, foarte frumos, foarte frumos. Soția bărbatului, George Simion, să nu creadă că toți românii sunt fraieri. Păi nu crede lucrul ăsta. Doar unii români sunt fraieri, useriștii sunt fraieri. Femeie, tu ești fraieră și bărbatul ești și mai fraier. Tânărul spune că gestul său a fost unul de protest împotriva mesajelor publice pe care George Simion le transmite. Cu minciuni, ură și dezbinare. Ea spune că nu suntem ușor de manipulat așa cum crede el. Consideră că acest gest a fost o lecție din partea poporului. Cum? Deci ați observat că useriștii ăștia mereu vorbesc în numele poporului. Ei sunt cât? Câți mai sunt? 12%? 12%? A vorbesc în numele poporului. Hai să ne uităm cât mai sunt useriștii. Stai, de ce să nu? De ce? De ce să nu? De ce să nu? Ia, hai să ne uităm. Ia, căutăm. Ia, mă. Ia, mă, să vedem în numele cărui popor.
Vorbește usăristul ăsta. Inginer. Așa, eșantion 1126 de respondenți. Perioada de culegere, 10-18 ianuarie 2022. Date culese telefonic. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri și ar participa următoarele partide, alianțe politice, dumneavoastră cu candidații, cărui partid alianțe ați vota? Și acum ne uităm? Ne uităm? Nu ne uităm, las că vă spun eu. 34,3% PSD, 20,8% pe locul 2, care va să zică AUR. AUR, care a depășit în sondaje PNL, care are 16,6%. Și pe un minuscul loc 4, partidulețul cu culoare albastră, la 12,5%. Deci, băi, inginerule, bă, hashtagistule, în numele poporului, păi uite că poporul tău e mai mic decât poporul Simion. Și dacă ne gândim la PSD plus AUR, care, ce să vezi, stă confortabil peste 50% împreună, ghinion. Și, apropo, ca să fac o paranteză, bravo, domnule Iohannis, ați reușit ceva formidabil. Ați venit la putere și ați fost ales președinte de două partide parlamentare mari. PDL-ul, da, care era cel mai mare partid de așa zisă dreaptă, și PNL-ul, care era și un partid de dreapta, care avea oro 15%. Și dumneavoastră, cine este generalul, ați condus cu măiestrie oștile pe câmpul de luptă și ați adus aceste două partide mari sub scorul celui mai mic dintre ele, mă. Dacă PNL-ul, care avea 15% în cel, acum a ajuns la 12,5%, cu tot cu PDL-ul absorbit. A? Bravo, domnule Iohannis! Și închidem paranteza și ne întoarcem la prostovanul nostru. Așa. Din partea... consider că acest gest a fost o lecție din partea poporului, din partea oamenilor care reprezintă aceleași principii ca și mine. Adică a hashtagiștilor, a useriștilor, nu? Așa. Simion mi se pare lipsit de principii. Am niște principii pe care George Simion încearcă să le calce în picioare. Cum îți calcă, bă, Simion, principiile tale în picioare? Bă, omule, dacă ai principii, sau altfel spus, un principiu nu poate fi călcat în picioare. Principiile pe care le ai depind doar de tine. Nebunule, useristule, prostovanule. Așa. Manipulează societatea în direcția în care vrea numai el. Bă, numai el, a? Și restul de 20% unde era? Încearcă să facă propria lui ideologie. Nu știu cum să spun exact adevărul, că ești prost, ieșene, îmi pare rău să spun. Întrebat dacă consideră că AUR este un partid extremist, Lucian a răspuns cu siguranță da. Așa? Este un pericol foarte mare. Da, e un pericol să vă dea la muie. Asta e un pericol, ceea ce văd că și face, da? Sunt curios cum va fi afectată imaginea României pe plan internațional din cauza lui. Nu știu, dar uite, imaginea României pe plan internațional deocamdată a fost reprezentată de tine și de principiile tale de golănaș mascat care aruncă cu cerneală. A? Da, în discuția cu reportul ZDI a intervenit de câteva ori și soția acestuia. Deci se băga și aia în seamă, vă dați seama, probabil că e o scorpie de aia cicălitoare. Și a fost prezentă în Piața Unirii la momentul incidentului și a infirmat faptul că i-ar fi fost întocmit dosar penal, subliniind că a fost audiată ca martor. Așa, la fel ca soțul ei, aceasta s-a arătat revoltată de politicile promovate de George Simion, fiind chiar mai acidă decât partenerul ei de viață. Ce aș vrea să îi transmit lui George Simion este să nu creadă că toți românii sunt frari. Nu toți românii sunt ușor de manipulat. Pauză, ia să vedem ce a zis prostul ei mai sus, soțul ei.
Ea spune că nu suntem ușor de manipulat așa cum crede el. Ăștia, da? Ăștia sunt amândoi spălați pe creier la aceeași la aceeași frizerie. Da? Ați văzut cuvinte. Doar că ea le spune și fraier. Așa? Adică în ultimii 2 ani nu a făcut nimic altceva decât circ și panoramă în societate. A, dacă în USR-ul se tăvolea pe covoare în Parlament, când Dide se cățăra în copac ca să nu-l dea jos jandarmii, când Bot se ținea de stâlp și îl băgau jandarmii cu tot cu stâlp în dubă, da? Când Ceaușescu urla pe sub balconul lui Iliescu, a? Astea cum? Astea nu, astea n-au fost circ, n-au fost panoramă, ne. A? Când îl bruscați pe Bacalbașa, în parcul Izvor, cum era? Cum era? Când vă duceți pe la casele oamenilor politici și urlați la ei și aruncați cu vopsea pe treptele instituțiilor, asta cum e? Nu, asta nu-i cer, nu-i pantra. Na. Așa. Pe mine mă dezgustă acest gen de atitudine. Oamenii plătiți din bani publici care să facă ce? Circ? A spus aceasta, da? Dar parlamentarii USR, când veneau, puneau muzică în Parlament, deci erau plătiți din bani publici să pună muzică în Parlament, da? Să vină cu hârtii de alea inepte, a? Justiție, nu corupție. Nu, asta nu mai era circ ce făceau pe acolo. Făceau live pe acolo, din Parlament, chichirău, te salut, chichirău. Așa. Na. Deci vedeți dubla măsură tipic useristă. Ea a continuat afirmând că este foarte revoltător faptul că liderul AUR profită de pe urma pandaliei, de pe urma suferinței oamenilor, niște oameni care poate nu au niște principii solide și pe care îi manipulează. Deci are chestie de principii. Ia. Uitați-vă la ele. Nu e stare să scoată 3 cuvinte, parcă are limba legată cu oață. E un personaj foarte dubios. Deci, omul care cu live-urile lui, da? Și cu postările lui, în scris, video, imagine, mă rog, bă, are 1.100.000 de urmăritori, în condițiile în care nu e în stare să lege 3 cuvinte? Hai să mort. A? Ia leagă tu 3 cuvinte, să vedem câți urmăritori ai cu cuvintele aia 3 legate de tine. Mi-aș dori ca oamenii să vadă lucrurile astea și să se trezească la realitate. E trist ce se întâmplă. Da, femeie, se trezesc oamenii la realitate. Nu știu, cu cât a intrat AUR în Parlament? Cu 9%? E, acum sunt peste 20%. Vezi? Da, dorința ți se îndeplinește. Oamenii se trezesc la realitate. Nu-i drăguț? Bun. La rândul ei, întrebată fiind, a admis că gestul soțului ei a fost reprobabil. Clar, violența trebuie condamnată. Soția spune despre fapta soțului că este violentă, că e o violență. Interesant, nu? Noi vom plăti amenda și nu o vom contesta sub nicio formă, respectăm legile, dar părerea mea, cum le respectați? Încălcându-le? Ce ați făcut voi a fost o încălcare a legii, da? Așa, părerea mea e că oamenii ar trebui să ia atitudine, să facă ceva împotriva acestui fenomen numit AUR. Da, fenomenul AUR. De acord. Ia uite ce spune Tuta. Așa. Nu putem să ne întoarcem înapoi la comunism. Deci, femeia care leagă 3 cuvinte bine spune, nu putem să ne întoarcem înapoi. Da? Existând și varianta întoarcerii înainte la comunism. Ok? Mi se par, da, și obsesia asta useristă, bă, ăștia, deci erau scrisoare de dragoste, da, când s-a terminat comunismul peste tot în lume, dar ei sunt mari luptători, rezistența anticomunistă din munți. Aoleu, bă, ce spălați pe creier sunt ăștia, bă, băiatule, da? Nu putem să ne întoarcem înapoi în comunism. Mi se par niște oameni foarte periculoși. Nu violent, dar oamenii ar trebui să ia atitudine și să nu-i mai lase să facă ce vor ei. Dar cum?
Nu e cu libertatea, nu, nu suntem pentru libertăți. Tu fă, femeie, ce vrei să faci tu și lasă-l și pe comunistul ăla să facă ce vrea el. Ă, comunistul, asta e gândire de comunistă, fă, asta este. A... În sprijinul deciziei soțului ei de a nu acorda interviu în format video, ea a precizat că astfel a simțit că își asigură un minim de protecție. Hmm? Na. Ce să comentez? Da, băi, știi cum? Fato, trebuia să dea interviu cu gluga trasă pe cap și cu masca pe ochi, da? Așa era mai bine. A? Și ne-a arătat că leagă trei cuvinte. Ce zici de chestia asta? Bun. Contactat aseară, liderul AUR, George Simion, a reacționat la acuzațiile făcute de către bărbatul care l-a stropit cu cerneală. E bine, să fim judecați după fapte, nu după vorbe, iar ce spune el și soția lui, faptul că fac circ, ei care au aruncat cu cerneală într-un lider de partid? Corect! Cine a făcut circul acolo? Simion care dânțuia la Hora Unirii sau ăia care vin să arunce cu cerneală? Hmm? Pă bune acum! Așa. Asta este o gândire tipic useristă și înțeleg că au fost manipulați de propaganda marxist-globalistă. Le puteți oferi dumneavoastră, deci se referă la reporteri, numărul meu de telefon, se subînțelege, și dacă se vor gândi să-și ceară scuze pentru gestul reprobabil pe care l-au făcut, voi lua în considerare că trebuie să iert, pentru că nu știu dacă merită să ajungă acest om pentru acest gest în închisoare. Bine, aici a exagerat George Simion cu închisoarea, dar a procedat omenește. Bă, acum serios, voi, dacă ați fi filmați, da? Nu zic, nu, nici măcar filmați, în drum spre serviciu, care aveți serviciu, da? V-ar conveni să vină unul să vă arunce pe față cu cerneală? A? Nu, cred că v-ar strica ziua, v-ar nerva, v-ar murdări hainele, da? E, mai ales când ești filmat în cadrul unui eveniment, totuși național. Normal că s-o fi supărat și omul a spus, bă, îi iert, da? Uite, ai numărul de telefon, domnul hashtagist, da? Pui mâna pe telefon, spune, alo, George, da, cu cine vorbesc? Cu ăla care v-a stropit cu cerneală. Da, bună seara, e azi. Am venit să îmi spun că nu sunt de acord cu acțiunile dumneavoastră, cu opiniile dumneavoastră, eu fiind un mic comunist, da, care interzic, vreau cenzura altor opinii, însă vreau să-mi cer scuze pentru gestul reprobabil pe care l-am făcut când v-am stropit cu, și anume, cerneală. Și Simion o să spună, bine bă băiete, drum lung, drum bun și cale bătută. Da? Ia. Am și ceva video. Ia, poate văd pe totuși vorbind. Ok, Sipovici, știe cum decurge ancheta după ei? Au făcut de capul lor la ordine și liniștii care în anul 2000 l-a stropit cu de da, voi pe imagini, bă, au făcut varză cu asta, cu cerneală. Pentru că individul respectiv a gulă, i-a intrat și în gură, gluga trasă pe cap, mască, nu-i se vedea în vici ochii măcar, a scos... Da, vede și reporterul spune că dubiosul ăla, deci era mascat și cagulat. Astea fiind spuse, vreau să subliniez încă o dată importanța, semnificația faptului că hashtagistul respectiv, domnul Cerneală, cum l-au intitulat ăștia de la ziarul de așa în articol, s-a mascat pentru a comite o contravenție, zice dumnealui, o infracțiune, părerea mea și parcă și a soției dumnealui, și băi, dacă mai faceți chestii de-astea, măcar, eu zic, să vi le asumați. Dom'le, sunt revoltat. Da? Și mă arăt și fața. Da? Că sunteți revoltați și faceți chestii de-astea. De exemplu, dacă mai știți cazul de la ziua Marinei, parcă era la Constanța, era Băsescu președinte, bă, zglobiu, nu mai știu prenumele, măcar, da? Cu fața lui, da, i-a tras o
flegmă, i-a tras o mucioasă pe față lui Traian Băsescu și atenție, Traian Băsescu era păzit de SBP, deci a acționat bărbătește, nu ca pizdificații ăștia de la USR, da, care atacă lideri de partid care nu sunt păziți de SBP și o fac la modul mărșav, cu cagulă pe față, cu glugă și încearcă să fugă. Și nu o să închei înainte de a-l felicita pe George Simion pentru faptul că a reacționat atât de echilibrat în fața acuzațiilor celor care îl numesc extremist. Până la urmă, totuși, cine este extremistul? Extremistul, băi, useriști extremiști.